Cel mai mic năsuc roșu care a cântat cât l-au ținut plămânii a fost din localitatea Tismana. Nu vorbim de un băiețel, ci de o fetiță, Maria, care părea mai degrabă o păpușică. Îmbrăcată în costum național și zgribulită de frig, micuța abia că mai putea cânta. Ce spui și nouă, de unde ai venit? De la Tismana. Să ne colinzi? Da. Și ai colindat frumos? Da. Cine te-a îmbrăcat pe tine așa frumos? Mami. Și ce ai tu acum pe tine? Costum național. Câți anișori ai tu? 5 ani jumate. Colindătorii din Tismana sunt nelipsiți de la acest eveniment. În fiecare an ne-am făcut treaba așa cum trebuie, că altfel nu ne-ar fi chemat să colindăm, dar ne e drag, nu ni s-a închis nicio poartă până acum și cu tot dragul vrem să aducem aici, la oraș, cântecul frumos, colindul frumos din satele Tismanei, cu port cu tot și graiul nostru de acolo, din satele de munte. Nici ansamblul din Polovragi nu s-a lăsat mai prejos. Ursul și capra au adus zâmbete pe chipul tuturor. Colindătorii sunt mândri că la ei în Polovragi tradiția este păstrată cu sfințenie. Sărbătorile la noi în Polovragi sunt foarte bune. Deci, avem colinde prin sat, mergem cu capra, mergem cu ursul, mergem cu toate obiceiurile noastre care... Colindețul, îl dăm colindețul, vin copiii dimineața și le băgăm în sac, în geac, acolo în geculete, fiecare ce avem. E cum era odată? Cum era odată, da, bătrânește, da. În total, peste 400 de colindători au făcut spectacol în piața prefecturii din Târgu Jiu.